Bebescu Antonia Maria! 8 ani și locul întâi la Olimpiada de Soroban Tradițional după o competiție cu 130 de copii din Polonia, țara gazdă, Germania și România. Pe podium a fost și colegul Antoniei, Filip, cu un an mai mare. I-am cunoscut pe cei doi la Centrul Educațional de Soroban Tradițional din București, unde lucrau cu Elena, profesora lor. Fac de un an aritmetică mentală. Ne-au făcut mai întâi o demonstrație cu bilele abacului. 34 plus 37 minus 11 plus 27 plus 88 minus 16 plus 33. Plus 92. A urmat o variantă mai complicată. În fața tablei electronice pe care cifrele se pot succeda în intervale de la 4 secunde la 0,3 secunde. De data asta, elevii își mișcă degetele în aer și își imaginează cum deplasează bilele sorobanului. Stai. Pentru acești copii, cifrele seci se pot transforma în orice. La concursul din Polonia, Antonia și Filip au avut de trecut 3 probe. Prima a constat în 20 de șiruri de cifre ale căror calcul trebuia finalizat în 5 minute cu ajutorul abacului, apoi fără soroban și, în final, după înșiruirea cifrelor pe tableta electronică. În loc să fac 22 minus 22, am făcut 20 plus 22. Și ți-ai dat seama? Cea mai grea probă pentru mine a fost cea care trebuia să faci și cu sorobanul pe fișe. Rigurozitatea japoneză în domeniul matematic deschide însă uși nebănuite spre dezvoltarea caracterelor. Sorobanul în sine dezvoltă o mentalitate, și anume mentalitatea de a nu renunța niciodată. Cert este că prin utilizarea acestei metode copiii capătă o mare încredere, iar de aici totul este posibil. Ceea ce fac ei acum, la vârsta aceasta mică de când pot, îi va defini mai târziu. Antonia și Filip ne arată cupele și medaliile pe care le-au câștigat în Polonia cu bucuria unui copil și seriozitatea unui adult.